Eu sunt încrezătoare, sunt optimistă. Le mulțumesc bucureștenilor care au ieșit azi la vot și celor care m-au votat și celor care nu m-au votat. Iar opinii voi avea doar după numărătoarea oficială. Știți părerea mea despre aceste cifre care se vehiculează. Vă aduceți aminte că anul trecut s-a dat o diferență de 10 puncte, nu a fost decât de 4 puncte. 4,4. Nu, 5. Situația până la ora 22. Sigur că da, sigur că da. Încă procesul de votare este în plină desfășurare. Încă o dată îi rog pe colegii mei să nu plece din secții ca data trecută, să nu semneze procese verbale în alb, să nu semneze procese verbale cu anumite modificări făcute cu pixul sau cu carioca și să apărăm voturile noastre. Așa este normal, din respect față de cetățeni. Credeți că acea ezitare cu nominalizarea domnului Cârstoiu ar fi putut să recupereze voturile pe care astăzi... Sau să influențeze. Sau să influențeze voturile pe care astăzi le-ați primit? O analiză cu siguranță o vom face doar în interiorul partidului, nu în exterior și nu prin intermediul mass media. Vă mulțumesc pentru întrebare. Am fost o echipă unită la București, am avut sprijinul conducerii naționale, a fost o lună intensă, am încercat într-o lună să recuperăm acest minus, în sensul că am intrat târziu în campania electorală, fiindcă n-am beneficiat de precampanie. Le mulțumesc foarte mult colegilor mei primarii de la sectoare, șeful de campanie, primarul sectorului 4, Daniel Băluță, și colegului meu de la sectorul 3, colegului nostru, Robert Negoiță, precum și celorlalți colegi de la celelalte sectoare, președinții de organizații, au fost minunați, ne-am mobilizat, am muncit, cred că am prezentat cel mai coerent program administrativ pentru București. Rezultatele le vom afla după închiderea urnelor și numărarea ultimului vot. Șeful dumneavoastră de campanie aici lângă dumneavoastră, da, domnul Băluță, în ultima zi de campanie pentru alegerile locale, era într-un studio de televiziune alături de un contracandidat de al dumneavoastră. Domnul Negoiță, care acum spuneți că v-a susținut, era de asemenea s-a dus la un eveniment tot cu același contracandidat al dumneavoastră. Reporteri, dați-vă că nu-l vedem. Ați simțit această susținere? Consider că am funcționat ca o echipă la București, am avut susținerea colegilor. Într-adevăr, nu am avut foarte mult timp la dispoziție pentru a-mi prezenta tot ceea ce gândeam să fac în continuare la Primăria Capitalei, dar încă o dată, de ce trebuie să vorbim ca niște învinși? Cred că avem șansa să fim învingători, pentru că, repet, știți părerea mea despre exit poll-uri. Deci eu cred că avem o mare șansă să câștigăm și trebuie să așteptăm să se numere și ultimul vot din cea mai îndepărtată secție de vot. Va cineva întârzierea în recuitor la intrarea dumneavoastră? Suntem colegi, ne susținem și la bine și la greu. Nu are cine să deconteze. Vom respecta votul bucureștenilor, iar analiza politică ne vom face doar în interiorul partidului, nici de cum în exterior. De ce ați ajuns atât de târziu aici? Am fost la sediul din Băneasa, sediul PSD București, și am fost la toate sectoarele. Analiza aceasta o veți face cât timp domnul Marcel Ciolacu mai este premier? Sau așteptați o schimbare? Nu aștept nimic rău, dacă asta doriți să insinuați. Suntem colegi, am simțit în această lună susținerea domnului președinte Marcel Ciolacu, susținerea domnului secretar general Paul Stănescu, de asemenea a coordonatorului campanie electorale Mihai Tudose, și în special colegii mei de la București au fost minunați și chiar vreau să le mulțumesc pentru tot devotamentul. Chiar am crezut că planul nostru administrativ este mai bun, mai coerent, aplicabil imediat de a doua zi dacă ajungem la primărie, și ne dorim un oraș mai curat, mai frumos, mai prietenos și cu tinerii și cu cei mai puțini tineri. Ce v-a contat faptul că domnul Sebastian Burduja a intrat în această cursă? Ce am putut eu să observ este faptul că toți ceilalți patru contracandidați domni, bărbați, s-au năpustit asupra mea de parcă eu eram primar în funcție și de dimineața până seara aveau atacuri la adresa mea. Și nu erau critici, inclusiv, nu erau critici la adresa primarului în funcție, în sensul că el avea deja un mandat recent și trebuia să fie explicat, trebuia să se realizeze un bilanț. Toți s-au năpustit asupra mea de parcă eu eram primarul în funcție. Dar așa e în politică, am înțeles. Femeile nu sunt atât de agreate în politică, nu e nicio problemă. Eu nu cred că am pierdut și dați-mi voie, cu tot respectul, să vă răspund în legătură cu ceea ce voi face după numărarea ultimului buletin de vot din cea mai îndepărtată secție. Dar ce veți face dacă va fi un scor cu o diferență mult mai mare față de acum 4 ani? Ce aș putea să fac?
facem o analiză internă și ceea ce am greșit nu mai repetăm. Viața merge înainte, cu bune și cu rele. Doamna Firea, ce ați fi făcut diferit? Unde anume? În campanie. În primul rând, dacă aveam mai mult timp la dispoziție, mă întâlneam cu mai mulți bucureșteni, mergeam de asemenea la tot mai multe întâlniri în sectoare și normal că reușind să te întâlnești cu mai mulți oameni, e posibil procentual să-i convingi pe mai mulți să te voteze. Dar nu este nicio dramă și nu cred că suntem învinși. Vom vedea, repet, știți părerea mea despre exit poll-uri, știți și de acum 4 ani de zile cum s-a dat o diferență de 10 puncte și a fost 4 și un pic. Mulțumim. Ne lăsa să trecem. Da. Mulțumim. Mulțumim și noi. Am încercat să prezentăm alegătorilor de ce grupul nostru și echipa noastră și soluțiile noastre sunt mai bune. Nu suntem un profil de candidați agresivi. N-am jignit pe nimeni în această campanie. Nu am procedat la atacuri suburbane, grobiene sau la minciuni, la diseminarea de minciuni în spațiul public. Mi-am dorit o confruntare, nu a avut loc, în care să vorbim clar pe proiecte, pe exemple, pe soluții în legătură cu traficul, cu poluarea, cu școlile, cu termoficarea. Asta a fost climatul de campanie. Ce să facem? Mai mult de atât ce putem să facem? Nu cred că puteam să fac mai mult decât am putut să facem împreună în această lună de campanie. În acest interval de timp. PSD putea să facă mai mult pentru noi. Au muncit alături de noi în această lună, dar acesta a fost climatul. A fost susținere totală, doamna Firea? În această, 100%. Doar că vă spuneam că au fost alți contracandidați care și-au făcut campania lovind în mine ca și cum aș fi fost primar în funcție și menajându-l pe actualul primar general. Dacă acum ce putem să facem? Domnul Marcel Ciolacu l-a menajat pe actualul. Nu mă refeream la contracandidați. La contracandidați care l-au menajat. Păi se vede că bazinele politice sunt cele pe care le știm și vedem acum procentele. Ne vedem.